Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Povestea de pe insulă, episodul 1. Personajele principale ale acestui serial sunt Poyraz, Alp Navruz și Haziran, aka Aysinturan. Haziran locuiește în Istanbul și lucrează la o companie care este interesată să cumpere un teren pe o insulă îndepărtată din Marea Ege pentru a construi o stațiune. Ea își dorește foarte mult să lucreze la biroul firmei din Tokyo, însă șeful ei îi spune că îi va ofere acel post cu condiția ca ea să meargă pe insulă și să-l convingă pe proprietar, Ali Ozgur, Poyraz, să vândă terenul. Neavând de ales, Haziran acceptă propunerea și pleacă la drum împreună cu prietena ei, Biricik. Poyraz este un tip originar din insulă și locuiește împreună cu bunica lui, pe care o îngrijește, ea fiind în comă. El deține o fabrică unde lucrează din greu pentru a-și crea propria marcă de ulei de măsline, însă deocamdată nu a reușit să obțină formula perfectă. Haziran reușește să intre în fabrică și să fotografieze niște documente pe care le trimite șefului ei. Din această cauză, fabrica lui Poyraz este închisă. Înainte de asta, Haziran și Poyraz s-au întâlnit de câteva ori și s-au îndrăgostit, însă ea nu știa că el era proprietarul fabricii. Când își dă seama de greșeala pe care a făcut-o, Haziran regretă. Când se întoarce la Istanbul, șeful ei o felicită și îi spune că postul din Tokyo este al ei. Haziran îi cere un concediu de 2 luni și se întoarce pe insulă. De curând aflase că mama ei datora la bancă o sumă mare de bani și risca să piardă casa. De aceea decide să vândă vechiul hotel de pe insulă care a fost al bunicii sale. Haziran află de la mătușa ei, Selma, care locuiește pe insulă, că în trecut bunica ei a fost prietenă foarte bună cu bunica lui Poyraz și împreună au construit acel hotel. Când își dă seama că nu poate vinde hotelul, Haziran îi propune lui Poyraz să se asocieze și să îl conducă împreună, în felul acesta ea își va putea ajuta mama să salveze casa, iar el își va putea recupera fabrica. Haziran închiriază o casă veche fără să știe că e vecină cu Poyraz. Verișoara ei, Nehir, o aude discutând la telefon cu Biricik despre Poyraz și că speră că nimeni nu îi va afla secretul pentru care a venit pe insulă. Mai târziu, Nehir îi spune lui Haziran că nu o va lăsa să-i facă probleme lui Poyraz, fiindcă este un om bun, și o întreabă de ce s-a întors pe insulă. Neștiind ce să-i spună, Haziran îi zice că s-a îndrăgostit de Poyraz. Nehir îi cere să-i demonstreze că îl iubește, altfel îi va spune totul lui Poyraz. Chiar în acel moment, Poyraz trecea pe acolo, iar Haziran merge la el și îl sărută. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.